Detalii incredibile au descoperit anchetatorii în cazul accidentului mortal de luna trecută din Bihor, în care o tânără mamă a doi copii și-a pierdut viața. Iubitul femeii ar fi intrat într-un tir intenționat după ce aceasta l-ar fi anunțat că dorește să rupă relația pe care o aveau de mai bine de un an. Dosarul a fost mutat la parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor pentru cercetări de omor și tentativă de omor, după ce inițial ancheta era făcută pentru aceleași fapte, însă din culpă. Daniel avea o relație de mai bine de un an cu tânăra din Arad. Aceasta era în Oradea împreună cu fiul cel mic de 2 ani când l-a anunțat că vrea să rupă relația. Bărbatul s-a oferit să o ducă pe ea și pe copilul ei cu mașina acasă. I-a spus că este ultimul drum pe care îl vor face împreună. În această curbă, șoferul, ce avea permisul anulat, a intrat cu viteză pe contrasens direct sub un tir, iar în urma impactului, mașina a fost proiectată în acest șanț. Acum anchetatorii bănuiesc că doar o intenție criminală a dus la această tragedie. Poate cu bună știință, orice e posibil. Deci, da. Cert este că mașina mică a tăiat curba și a intrat acolo sub camion. Femeia a murit pe loc, iar copilul, ce se afla în brațele ei pe scaunul din față, a ajuns curând grave la spital. La fel și șoferul, care timp de 3 săptămâni a stat la terapie intensivă. Copilul a fost transportat la Arad, la cererea bunicii. Pacientul a rămas în stare vegetativă, deci respiră spontan, se alimentează pe sondă nazogastrică, dar creierul este afectat, nu cooperează, nu răspunde comenzilor. Din punct de vedere neurologic, neuropsihic, ca să fiu mai exact, șanse foarte mici de a se recupera. Probabil că va rămâne în stare vegetativă. Procurorii au început urmărirea penală in rem pentru infracțiunea de omor, tentativă de omor și conducere fără permis. Când starea de sănătate îi va permite, bărbatul va fi audiat, el fiind singurul care poate mărturisi dacă accidentul a fost făcut intenționat sau nu.